Florile copilăriei a fost tema vernisajului de pictură organizat la Muzeul de Istorie. Profesorul de educație plastică Dan Popescu, împreună cu elevii săi de la școlile Coresi și Matei Basarab, au fost autorii expoziției. Astăzi o să vernisăm o expoziție foarte frumoasă de pictură. Copiii care expun aici sunt de la două școli care fac cinste acestui oraș și care întotdeauna au fost alături de activitățile Complexului Național Muzeu Art Curtea Domnească din Târgoviște. Și iată că și astăzi, așa ca un preambul al sărbătorii dedicate copiilor, cea de 1 iunie, vernisăm o expoziție cu o temă și cu un nume foarte frumos, dat de către domnul profesor Dan Popescu, care este mentorul acestei expoziții. Iar alături sunt doamnele director de la cele două școli, Coresi și Matei Basarab, care au fost întotdeauna alături de domnul profesor și care au susținut aceste activități creative, care sunt de excepție pentru că de fiecare dată copiii vin cu lucruri minunate, își exprimă bucuria lor de a face artă și mai mult decât atât învață lucruri din noi în ceea ce privește compoziția și culoarea. Sunt, cred că, una din puținele școli din țară care a organizat un cer de pictură lucrând în culori de ulei. Deci o tehnică care nu se învață la o școală obișnuită, la o școală gimnazială, care se folosește mai mult la liceele de artă sau la școlile de artă. Dar am făcut acest lucru deoarece dorința a fost, cea mai mare dorință a fost a copiilor. Și sunt copii foarte talentați, dacă vă veți uita și veți urmări cu atenție, n-am cum să specific care este mai talentat. Elevii care au participat la această expoziție și-au prezentat cele mai bune lucrări. Talentul lor a fost expus în ceea ce au realizat. Și fratele meu e pasionat pentru acest lucru, de acest lucru de desen și pe profil și mi-a plăcut și mie văzând la el toate astea și am încercat, așa, dintr-o simplă încercare. Cine te-a îndrumat ca să pictezi? Nu m-a îndrumat nimeni, doar mi-au spus și părinții m-au încurajat și mi-au zis că dacă vreau să mă îndrept spre acest drum, e alegerea mea. De când eram mică îmi plăcea să pictez, să colorez și de atunci s-a transformat mai mare pasiunea. Cât timp îți ia acest tablou să-l pictezi? Depinde, de obicei schița mi-a cam vreo 2 ore, iar pictatul mi-a o zi ca să-l finisez cu toate detaliile. Păi îmi place să pictez, îmi place să zbor, să visez, așa că o să-mi descriu toate sentimentele pe pânză și în restul anilor și acum.